Nu uleiul cu și mâine, cu și mâine, cu și hai să tragem mai împreună, zici? Îi dăm? Nu putem să dăm. Dacă dai mata așa. Bărbatul dispărut în timpul sărbătorilor de iarnă locuia singur. În ajun de Crăciun, el a mers la o familie din apropiere unde a băut 2-3 pahare, iar din momentul în care a părăsit casa vecinilor, nimeni nu l-a mai văzut. Polițiștii au fost anunțați despre dispariția bărbatului de 61 de ani pe data de 27 decembrie, iar de atunci au început căutările. Am tot căutat cu jandarmerie, cu aia, mereu. Nu l-am găsit până astăzi, când eram acasă, m-a sunat cineva, că l-au găsit în gârlă. Omul nu a fost însă de găsit, asta până ieri, când un localnic a observat cadavrul bărbatului pe malul Călnăului, pe raza satului Petrișoru. Mă deplasam de acasă pe cursul apei în sus pe gheață, vreau să ajung la câmp și când mi-am aruncat ochii spre mal, așa am văzut că pățâna și șalopeta. Am sunat la 112 și a venit aici. În ce stare era când l-ați găsit? Era să vedea cu fața în jos, numai că pățâna un pic așa, fesul și cu umărul drept să vedea din gheață. Nimeni nu înțelege cum a ajuns bărbatul pe malul pârâului. Și pentru noi un semn de întrebare cum a ajuns acolo. El a băut aici peste gârlă undeva. Ca să ajungi acolo trebuia să treci prin gard, să cobori, să treci prin hățiș sau să vii roată pe gârlă, bănuiesc dacă era băut. Nu știu ce să vă zic. Oamenii se gândesc însă la diverse ipoteze. Cred că a fost asupra ebrietății, a picat undeva într-un șanț, a luat apa și l-a dus unde am găsit aici. Cel mai probabil tragedia a fost urmarea unui accident, nu a unei crime. Cadavrul persoanei dispărute a fost identificat în Albia Râului, a fost identificat sub un pod de gheață, a fost scos din zona respectivă, la prima vedere, la prima examinare criminalistică nu prezintă urme de leziuni corporale. Concluziile vor fi stabilite de Serviciul de Medicină Legală de Zeambuză. Oamenii legii trebuie să stabilească acum împrejurările în care a survenit decesul bărbatului, cauza exactă urmând să fie stabilită în urma necropsiei.